Ședința Colegiului Prefectural de astăzi a fost ultima activitate publică a Ralucăi Alexandru în funcția de secretar general al instituției, calitate pe care o va deține până la data de 31 octombrie. La finalul ședinței, prefectul Daniel Țiclea a rugat-o pe Raluca Alexandru să le adreseze un mesaj foștilor colegi, dar și colaboratorilor din cadrul instituțiilor publice deconcentrate. Și ne încetez activitatea în tot ce înseamnă administrație publică, o să mă întorc în profesia în care mă simt cel mai bine, respectiv la profesia de avocat, începând cu 1 noiembrie. A fost o onoare să fiu secretar general al instituției prefectului, chiar a fost o onoare pentru mine. A fost o onoare să lucrez în administrație publică, să lucrez, să colaborez fiecare dintre dumneavoastră în măsura în care am colaborat. Am învățat foarte multe în această perioadă și sper că toți cu care am lucrat să fie primit așa o parte, mică parte din activitatea mea și experiența mea profesională. Ce să spun? Vă urez succes tuturor în activitatea pe care o desfășurați, care nu e ușoară, vă spun sincer, pe cealaltă parte a gardului e cu totul altceva decât se vede din privat. Mult succes și să ne întâlnim în sănătoși, că sigur o să ne întâlnim în Buzău și în Giurgiu. Noi mulțumim Ralucăi, cum spun termenul mic, au fost aproape 2 ani foarte intensi. Așa este, am simțit și eu din face de gard, intensitatea este mult mai mare decât se bănuiește și au fost foarte multe provocări, am câștigat câteva războaie împreună. Prefectul Daniel Țiclea spune că postul de secretar general a fost deja scos la concurs. El speră că această funcție va fi ocupată și pe viitor de un profesionist desăvârșit în domeniul juridic, deoarece va avea de condus cel mai important serviciu din cadrul instituției. Raluca a plecat. Într-adevăr, este un consum de energie pe care mulți dintre dumneavoastră poate nu-l bănuiți. Sunt așteptări foarte mari de la instituția prefectului. Am impus și un ritm, în afară de așteptările foarte mari, am impus și un ritm foarte ridicat, ceea ce creează o presiune foarte mare pe care și eu o resimt, mi-o asum. Aș vrea ca alegerea să nu se facă în viteză. Sunt dispus să mai așteptăm un timp pentru a face o alegere, cum să spun eu, cât mai așezată, cât mai diseminată, cât mai matură, cât mai responsabilă. Tot în cadrul ședinței de astăzi a Colegiului Prefectural s-a luat act de revenirea în funcția de director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate a Simonei Anghel, cea care a mai ocupat acest post și în trecut. Fosta directoare Eliza Oncel a revenit în județul natal Prahova. La debutul ședinței între prefectul Țiclea și Simona Anghel a avut loc un schimb spumos de replici. În mandatul de director general al Casei de Sănătate, cred că săptămâna trecută a avut o modificare. Vă dori succes, vă dorim să fiți foarte bine integrată cu tot ceea ce se întâmplă, nu neapărat în acest port, ci în județul Buzău. Vă dori succes și sper să nu mai mergem în ziua salarială de la instituția prefectului. Acum chiar cum vrea să vină la casă de sănătate? Eu sper că cine a avut vătămite de trasă, sper că și la casă. Nu am fost mai mult pe subiect. Ieri, 25 octombrie, s-au împlinit 2 ani de la numirea liberalului Daniel Țiclea în funcția de prefect al județului Buzău.